Mulțumim Domnului care prin Duhul Sfânt este prezent în adunare. Știm că fiecare rugăciune El a primit-o, a ascultat-o. Și la timpul potrivit Dumnezeu credem că va lucra, slăvit să fie numele Lui. Deschideți cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine la 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 2, pagina Biblie 1199, de unde citim prima citire și apoi de la Iosua, capitolul 1, a doua citire. 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15 la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Iosua, capitolul 1, primele 9 versete. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorului Moise, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acesteia țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Venim din nou cu toată adunarea să ne rugăm ca Domnul să lase în continuare har. Domnul să binecuvinteze slujitorii Lui care se vor ridica să predice din cuvântul Domnului. Domnul să binecuvinteze fiecare inimă prezentă și pe cei care vor aduce o cântare de laudă sau vor avea dorința să recite o poezie. Pe fiecare Domnul să binecuvinteze în parte și să lase ca cuvântul Lui să fie vestit prin puterea Duhului Sfânt astăzi între noi. Amin. Am ales pe Domnul Iisus, al meu bun păstor, cu El sigur voi ajunge sus învingător. Sus în cer, în strălucire, vreau să fiu și eu. Sus în cer, în nemurire, sus cu Domnul meu. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu, un izvor de apă vie este El. Vino, prietene, aleargă la izvorul mult dorit, este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Un izvor de fericire am găsit în Domnul. Sare luna
spus. El te ascultă, te iubește ca pe fiul său și îți dă în dar iertarea sufletului tău. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu, un izvor de apă vie este El. Grele cu Iisus.
lemn și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea ce Iisus ne-a lăsat. Te așteptăm ca să vii, drag Iisuse, așteptăm slava ta pe pământ. Așteptăm profețiile spuse, te așteptăm, Domnul nostru cel sfânt. Așteptăm profețiile spuse, te așteptăm, Domnul nostru cel sfânt. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Dragostea și iubirea ce Iisus ne-a lăsat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați dragostea și iubirea ce Iisus ne-a lăsat. Amin. Faptele din tâi, dar e trist căci nu le avem
astăzi ca și căpătâni. Ferice de omul ce merge pe calea ce duce înspre cer. Ferice de omul ce caută să ajungă în cer la Dumnezeu. Domnul nu te va întreba pe pământ cum te-ai numit. Faptele vor dovedi dacă ai fost pocăit. Căci nici forma, nici culoarea nu îți este de folos, doar faptele și credința în Domnul Iisus Hristos. Ferice de omul ce merge pe calea ce duce înspre cer. Ferice de omul ce caută să ajungă în cer la Dumnezeu. Ferice de omul ce merge ce duce înspre cer. Ferice de omul ce caută să ajungă în cer la Dumnezeu. Amin. Slavă Domnului! Lăudăm pe Domnul și în această dimineață pentru acest har de a fi în casa Lui, pentru acest har de a putea sta de vorbă cu El, de a-i putea cânta Lui, dar și să ascultăm cuvântul Lui care ne dă viață, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea ca Domnul să se îndure de noi de toți în această dimineață și să ne dea din cuvântul Lui învățătură, să ne dea sfat, să ne dea ceea ce sufletul nostru are nevoie. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare și poate să facă lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Omul, oricât de mult s-ar sili, oricât de mult ar vrea și ar încerca să satisfacă o așa mare cerere cum suntem noi în această dimineață, așa multe suflete, cu atât de multe nevoi, cu situații diferite în familie, cu lucruri știute sau poate mai puțin știute, care le putem împărtăși sau care nu le putem împărtăși, pentru om ar fi imposibil să satisfacă această nevoie mare care o are sufletul, care o are un om la un moment dat sau o familie, așa cum suntem noi în această dimineață, cu mici, cu mari, copii, bebeluși, copii mai mari, tineri, care suntem în această dimineață, frați și surori de toate vârstele, dar Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui, și care cunoaște fiecare inimă în parte, dar nu doar de suprafață, ci cunoaște adâncul ființelor noastre, ai Lui suntem, El ne-a întocmit, El poate să se ocupe de noi, de fiecare în această dimineață, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea este așa de indicat, de fiecare dată când venim în locul acesta, să nu irosim timpul prin a nu ne concentra îndeajuns la ceea ce se întâmplă aici, ci să rămânem cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu, ca să se poată face această lucrare. Omul să se deschidă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, care poate să facă orice lucru în privința noastră, în dreptul nostru, să poată să facă această lucrare, slăvit să fie Domnul. Avem înaintea noastră cuvântul lui Dumnezeu, căruia noi spunem de altfel și Sfânta Scriptură, este această carte care ne arată și în toate aspectele vieții are întotdeauna un îndemn, o povață, un sfat, ce să facem și ce să nu facem. Avem înaintea noastră cu precădere pentru câteva gânduri, câteva lucruri care vreau să le împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu. Avem acest cuvânt al Domnului din 1-a epistola lui Ioan, de la capitolul 2, versetele acestea 15 la 17, și cuvântul care se citea în această dupămasă începea
astfel, nu iubiți lumea. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi care suntem în această dimineață, probabil cei mai mulți de aici cunoscători ai cuvântului Dumnezeu, în mare parte cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, vom putea recunoaște că în orice situație a vieții noastre, la orice vârstă am fost, cu orice ne-am confruntat în viața noastră, cuvântul lui Dumnezeu a fost un indicator care ne-a spus pe de-o parte ce să facem, ce avem de făcut, lucrurile pe care nu trebuie să le dăm la o parte sau să le uităm, să le omitem, și pe de cealaltă parte, cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat de atâtea ori în viață ce nu trebuie să facem, pe unde să nu mergem, cum să nu vorbim, cum să nu ne comportăm. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu parcă ne cuprinde așa pe toate părțile, astfel că la Marea Judecată, acest cuvânt al lui Dumnezeu va fi cartea după care vom fi judecați, nu vom putea niciunul să ne dezvinovățim, să spunem, asta am știut că trebuie să fac, dar despre asta n-o zis că nu trebuie, că nu am voie să fac. Așa ca și când circulăm cu mașina și vrem să intrăm pe o stradă cu sens unic, acel indicator de sens unic sau Einbahn, cum găsim aici pe străzile din Austria, acest indicator ne arată că trebuie să mergem pe aici, dar capătul străzii ne răspunde un alt răspuns, dar indică același lucru, și celălalt capăt de stradă, când vrem să intrăm înapoi pe ea, ne spune pe aici nu-i voie să mergi. Și avem acest cuvânt al lui Dumnezeu, care înaintea noastră, versetul acesta 15, cum se începea citirea, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, scria cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Daniel amintea deja la ora de rugăciune, amintea despre poporul Israel, de acolo unde scrie cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 7, și a spus o vorbă, fratele, dacă vă aduceți aminte, dacă ați reținut, spunea fratele, poporul Israel a început să-și arunce privirea spre lucrurile acestei lumi, a început să privească spre ele și la un moment dat a trebuit Dumnezeu, prin prorocii săi, prin prorocul Ieremia în cazul acesta, a trebuit să vină să le spună, nu vă înșelați, voi ați rămas cu această expresie și bunăoară, această iluzie în mintea voastră, templul Domnului, templul Domnului, cine era ca ei, ce templu aveau ei, cât de faimoși și cât de vestiți erau ei. Însă cuvântul Domnului le atragea atenția și spunea, nu vă înșelați cu această expresie, templul Domnului, templul Domnului. Și frumos zicea fratele și încă o dată, templul Domnului. Pentru că era un lucru rostit doar de pe buze, în care de fapt nu era esență, nu era viață, nu mai era nimic acolo din ce se credea a fi în spatele acestei expresii sau acestei iluzii, cum spuneam. Pentru că ei pretindeau ceva, ceva care de mult nu mai era între ei, prezența lui Dumnezeu. Ei doar spuneau de pe buze lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă mergem în cuvântul citit în 1 Ioan, care este mai departe, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Aceste versete ne arată acest pericol care îl paște pe un om sau o familie sau o biserică, un popor al lui Dumnezeu, atunci când nu se conformează acestui cuvânt, când nu ascultă acest cuvânt, despre lucrurile care se pot întâmpla și cât de jos poate să ajungă, cât de departe de Dumnezeu, cât de depravat poate să ajungă un om, o familie sau un popor, biserica lui Dumnezeu, dacă nu ascultă de acest cuvânt. Pentru că acest cuvânt care spune să nu faci ceva, are aceste consecințe. Dacă nu l-ai ascultat, cum dădeam acel exemplu, dacă vezi indicatorul accesului interzis la celălalt capăt de stradă și zici totuși mă întorc cu mașina și intru, ești, hai să zicem, dacă nu te-a văzut nimeni aici pe pământ,
Dar dacă te-au văzut autoritățile care sunt în competență, vei fi pasibil de pedeapsă. Va trebui să suporți consecințele pentru că nu ai ascultat pe cel care a spus asta să nu faci. Și poporul lui Dumnezeu, despre care aminteam, spunea și fratele la ora de rugăciune, era deja în această situație gravă, nu o vedeau ei așa și nu era în ochii lor așa, dar prin cuvântul lui Dumnezeu care li se adresa, ei deja erau într-o stare foarte gravă de parte de Dumnezeu. Și de pe buze ajunseseră să spună ceva, ajunseseră să spună ceva și lucrurile în realitate erau cu totul altfel. Starea lor de fapt înaintea lui Dumnezeu, care judecă vii și morții, care judecă toate lucrurile și care spune lucrurilor așa cum sunt și împotriva cuvântului lui Dumnezeu nu se poate opune nimeni, care este singurul care arată adevărata stare a lucrurilor, înaintea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, ei erau pierduți, erau fără șansă. În cuvântul lui Dumnezeu, foarte interesant, ne spune Domnul aici, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Spune despre acestea că lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Pericolul acesta de a-ți arunca privirea și de a lăsa pofta ochilor, desfătarea sufletului să fie în lucrurile acestea lumești, lucrurile acestea ale lumii, lucrurile acestea pe care le vede ochiul și sunt atrăgătoare, îl vor atrage pe om departe de Dumnezeu să fie despărțit pentru totdeauna. Spune cuvântul lui Dumnezeu că doar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Foarte interesant cuvântul lui Dumnezeu, care îl citim la început, bună oară, dacă se poate afișa Genesa, capitolul 3, versetul 6, pare a fi un amănunt acolo și poate așa fără însemnătate, dar spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că omul, prin femeie, spune că a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Este parcă așa un amănunt care îl citim acolo sau care îl citim printre rânduri, care spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia a văzut, o sta de vorbă când citim acolo în Genesa 3, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că o sta de vorbă cu șarpele, care era diavolul, a ascultat expunerea lui, l-a ascultat ce spune, a analizat așa lucrurile un pic în mintea ei și după aceea când s-a uitat spre pom, spune cuvântul lui Dumnezeu că a văzut plăcut la privire. Și până la urmă a ajuns la concluzia, hai că poate cum zice asta, nu-i chiar așa de gravă situația, hai să gust din fructul acesta oprit. Dar Domnul dăduse porunca aceasta omului să nu mănânce din pomul acesta. Dar prin privirea ochilor, prin ceea ce era plăcut la privirea ochiului, a făcut acest păcat care le-a adus despărțire de Dumnezeu, că spunea Domnul către ei atunci când a dat porunca omului să nu mănânce din pomul acesta, din fructul oprit, a spus că negreșit, în ziua în care vei mânca, vei muri. Dar fizic a murit, Adam sau Eva nu a murit, nu? Dar au fost despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu și era nevoie de această lucrare care a fost făcută prin Domnul Iisus Hristos, care avea în vedere să-l scoată pe om din această neputință și de a-l restaura pe om, de a-l pune într-o relație cu Dumnezeu, de a-l împăca pe om cu Dumnezeu, ca să poată să fie întotdeauna cu el. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru că a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să ne răscumpere din păcat, slăvit să fie Domnul. Însă pentru noi, pentru viața pe care o avem de trăit și trăim pe acest pământ, rămâne totuși acest nu pe care l-am citit în această dupămasă, care ne spune, nu iubiți lumea. Vedem în Luca, capitolul 4, mi se pare, atunci când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de diavolul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și el a fost confruntat cu aceasta din celelalte lucruri care diavolul a venit să-l ispitească. În capitolul 4 din Luca, găsim și în celelalte evanghelii, dar citim de aici, spune că diavolul a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a zis,
în capitolul 5, diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Lăudat să fie Domnul pentru cuvântul lui. Vedem că nici măcar Domnul Iisus Hristos, despre care diavolul știa cine este, știa că este Fiul lui Dumnezeu, nu a fost scutit de această provocare a vieții și la un moment dat îl duce pe acest munte înalt să-i arete, ascultați, toate împărățiile lumii. Și zicea către Domnul, și să știți că avea și dreptate, a spus către Domnul Iisus Hristos că dacă se închină lui, toate aceste împărății și toată slava lor i-o dă lui. Auziți? Puteți să ne gândim la epoca sau era aceasta modernă care trăim noi, sunt acești ani din istoria omenirii pe care noi îi trăim și vedem toate aceste lucruri care ne înconjoară, dar putem să fim cu siguranță că și pe vremea aceea Domnului Iisus Hristos, sau nu știm exact, la cel puțin nu m-am uitat mai atent, nu aș putea să-mi dau seama la ce se referă cuvântul lui Dumnezeu aici când spune că diavolul i-a arătat toate împărățiile lumii. Poate să se refere cuvântul lui Dumnezeu la toate împărățiile din toate timpurile, însă negreșit, în această arătare care i-a arătat-o diavolul, arătându-i toate împărățiile lumii, negreșit era, cel puțin pentru ceea ce încântă ochiul, pentru ceea ce încântă privirea, erau toate strălucirea, toată strălucirea lumii, toată slava ei, tot ce putem să zicem astăzi în lume că e lux, că e foarte nemai văzut sau ce am putea să spunem ca să arătăm o apreciere, toate acestea diavolului le-a arătat și lucrurile acestea le-a arătat ca să-l ispitească, să-l facă să cadă. Însă nu putea să-l facă să păcătuiască pe acela care era Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar pe om a reușit diavolul să-l păcălească cu aceste lucruri. Reușește să îl amăgească și de multe ori în viața lui omul să se vadă, așa cum spune Proverbe, capitolul 23, versetul 5, spune cuvântul Domnului, să nu-ți arunci privirea spre bogăție. Că bogăția imediat își face aripi și ca vulturul îți ia zborul și zboară spre ceruri. Și astăzi ai crezut că te încrezi în unele lucruri și mâine, așa cum chiar și frumusețea, când ți-ai cumpărat un lucru, ți se pare că ce e frumos-i. După un an de zile sau poate după o săptămână, în funcție de ce ți-ai cumpărat, zici, parcă nici nu mai îmi place așa tare. Pentru că prin pofta ochilor, diavolul reușește de multe ori să-l amăgească pe om, să-l facă să accepte unele lucruri. Și această acceptare pentru foarte mulți oameni a devenit un mod de viață. Unii oameni, ca să obțină ceea ce la un moment dat i-a plăcut privirii, ca să obțină ceea ce a văzut el undeva într-o vitrină, sau poate că la vecinul, sau poate că la cineva din familia lui, la cumnații lui, sau lucrurile acestea care se definesc prin pofta ochilor, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru foarte mulți oameni au devenit un mod de viață. Ori acest mod de viață te departe de Dumnezeu. Sunt unii oameni care pentru ceea ce au văzut cu ochii lor și au poftit la un moment dat, s-au zbătut, au pus tot potențialul lor în a obține acel lucru și poate la un moment dat au reușit să-l obțină. Alții se chinuie poate o viață întreagă, că vrea și el neapărat să aibă un lucru, să obțină ceva, dar nu reușește, pentru că nu-i ajung resursele, nu are destulă putere pentru aceasta. Și cuvântul lui Dumnezeu, tocmai de aceea ne atrage atenția în privința acestui lucru și ne spune, nu vă aruncați privirea spre lucrurile acestea. Nu lăsați ca prin pofta ochilor să fiți amăgiți, să fiți adeveniți, ca să fiți depărtat de Dumnezeu. Ce interesant, cuvântul lui Dumnezeu pune totuși și ne arată contrastul acesta, că zicea Domnul că dacă cineva iubește lumea, dacă iubește cineva lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragostea Tatălui nu este în el. Arată cuvântul lui Dumnezeu acest contrast. Nu-i ca și cum dacă iubește cineva lumea, n-o să fie chiar așa de pocăit. N-o să fie chiar așa de bine văzut în comunitatea în care este. N-o să aibă chiar așa bucurii pe plan duhovnicesc.
Da, o să fie un pocăit așa, un pic mai slăbuț, mai a veni la biserică, n-a veni, a face ceva pentru Domnul sau nu. Nu, cuvântul lui Dumnezeu este foarte drastic. Și spune cuvântul Domnului, dacă iubește cineva lumea și lucrurile din ea, spune, dragostea Tatălui nu este în el. Foarte interesant, în Matei, capitolul 24, cred că versetul 25, spunea Domnul Iisus acolo vorbind despre vremurile, care privea vremurile de pe urmă, și spunea Domnul Iisus către ei, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Adică ceea ce spune și aici apostolul Ioan, îndemnat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ceea ce spune el aici zicând că dacă cineva iubește lumea și tot ce este în ea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu rămâne în el. Un om care este lipsit de dragostea Tatălui este lipsit de orice fel de dragoste. Pentru că dragostea este Dumnezeu. Și cine nu îl are pe Dumnezeu nu mai poate să zică că are dragoste în el. Toate celelalte lucruri care ar putea el să le pună, să spună că totuși el are dragoste, ar fi doar poate pasiune sau doar anumite ambiții, însă nici de cum dragostea lui Dumnezeu. Și fără dragostea lui Dumnezeu, un om, o familie și o biserică nu poate să supraviețuiască. Este pierdut. Începe să fie dezorientat, începe să umble în stânga, aprobează un lucru, se uită în dreapta, aprobează celălalt lucru, vorbește cu nevasta acasă, hai să facem așa, nevasta zice, hai să facem altfel, și se trezește după câțiva ani că tot a umblat în stânga, în dreapta și nu i-a ieșit nimic, pentru că îi lipsea acest lucru de preț care este dragostea lui Dumnezeu. Fără dragostea lui Dumnezeu, poporul lui este dezorientat. Pentru că dragostea este aceea care îi unește pe oameni, cum spunea fratele Avram la ora de rugăciune, să căutăm să fim uniți, să căutăm să ne apropiem unii de alții, dar știți că lucrul acesta nu putem să-l facem noi de la sine. Este un lucru forțat, este ceva care poate să țină poate o zi sau o săptămână, dacă săptămâna viitoare sau peste un an de zile după ce noi am făcut o relație așa și după aia am văzut că nu ții cu mine, te las și mă las și tu, sunt convins de asta. Ne lăsăm unii pe alții, nu mai suntem prieteni, nu mai suntem frați, nu mai simțim unii cu alții, pentru că această relație sau această părtășie a noastră pe care am pretins că o avem, nu s-a bazat pe ceea ce trebuie să se bazeze, și anume cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este dragostea, slăvit să fie Domnul. Această dragoste a lui Dumnezeu care trebuie să fie în noi. Și ea dispare atunci când omul începe să-și arunce privirile spre lucrurile acestea din lume, le lasă să intre în familia lui sau, să zic așa, în viața lui, după aia ca tată, ca mamă, responsabil de, fiind de familie, le lași să intre în familia ta și după aceea implicit ele intră și în biserică. Și odată intrate lucrurile acestea, lucrurile lumii între noi, lucrurile acestea, acestei lumi care încântă doar privirile, dar care nu acoperă nevoile care le are un suflet, nevoia care o are un tată și o mamă, despre care cu adevărat, sau pentru care cu adevărat numai Dumnezeu poate să te ajute. Venim aici în biserică, ne rugăm, cântăm, predicăm și mergem acasă și ne simțim poate neajutorați, că nu ne ajută nimeni și că nu se rezolvă problema. Pentru că singurul lucru care rezolvă o problemă este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care trebuie să fie prezent între noi atunci când ne adunăm aici, slăvit să fie Domnul. Dacă facem referire la biserica noastră românească, în urmă cu 100 de ani, să nu mergem foarte mult în istorie, că doar cu generațiile acestea mai apropiate nouă avem cumva o legătură, referindu-ne la slujbele duhovnicești care sunt biserică, aveau aceste, să zic, trei lucrări, trei slujbe de bază care aveau loc și au loc și astăzi de fiecare dată când ne adunăm la biserică. Sunt și altele, dar le practicăm ocazional sau în mod repetitiv, după cum ne-am hotărât. Însă cântarea, rugăciunea și propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu erau nelipsite de la întâlniri.
Și parcă am zice noi niște lucruri așa foarte simple și câteodată pentru noi poate și plictisitoare. Trebuie să spun cuvântul acesta, că câteodată e o realitate, dacă vrem să recunoaștem. Prea plictisitoare și cântarea și rugăciunea, nu știu, parcă nu a fost nimic în dimineața asta, zicem câteodată. Dar ei practicau, referindu-ne la părinții noștri, cum ziceau, practicau aceste slujbe foarte simple, dar în această simplitate începea să se manifeste puterea lui Dumnezeu, pentru că ei erau oameni cu inimă curată, oameni simpli, și făceau ce știau să facă. Când ne adunăm împreună, cântăm, ne bucurăm în cântare, în rugăciune și în cuvânt. Și în acestea, măcar că erau batjocoriți, după cum știți, în țara noastră, că le ziceau la frați tot felul de vorbe scoteau despre ei, că tremurici, licurici sau alte lucruri care spuneau despre ei, în această simplitate, în rugăciune, în cuvânt și în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, începea să se manifeste puterea lui Dumnezeu cu putere, slăvit să fie Domnul. Și oamenii care intrau în contact cu acele slujbe, într-un fel sau în altul, poate că erau necredincioși, dar la un moment dat aveau nevoie disperată de Dumnezeu și îl vedeau pe Dumnezeu la lucru, Dumnezeu al semnelor și al minunilor, un Dumnezeu adevărat, care nu doar că erau pe buzele credincioșilor, ci se vedea în adunări, se vedea în viața lor de zi cu zi, sau cum era și cântarea, nu doar să spui că trăiești dragostea lui Dumnezeu, să se arate, să se manifeste în viața de zi cu zi a poporului. Oamenii care intrau în contact erau atinși și cei mai mulți dintre ei, sau să zicem așa, neavând un număr sau acces la aceste numere, mulți dintre ei se întorceau, cădeau cu fața la pământ și se întorceau la Dumnezeu, la Dumnezeul adevărat, slăvit să fie Domnul. În America, noi multe lucruri am primit de la ei, atunci mai ales în comunism, ei ne-au ajutat foarte mult. Era această țară care era de acum liberă, țara America din anii, sau să zicem așa, secolul 20, era o țară liberă, democrată, în care se putea exprima oricine, oricum, și creștinismul s-a putut dezvolta în adevăratul sens al cuvântului. Însă la ei, în biserici, s-a întâmplat același lucru. Anii 1900, îndreptându-se spre anii 2000, au început să accepte în biserică lucruri din lume, o țară care a cunoscut emancipare, dezvoltare pe multe planuri, oamenii au început să-și arunce privirea spre lucrurile acestei lumi și au venit cu ele în biserică. Și citeam lucrul acesta într-o carte și foarte adevărat, putem să verificăm și vedem cu ochii noștri în zilele noastre. Odată aduse lucrurile lumii în biserică, de toate felurile, Domnul s-a depărtat de la ei. Dar lor nu le-a plăcut lucrul acesta. Au văzut că lipsește puterea aceea în rugăciune, în cântare, în propovăduirea cuvântului Dumnezeu. Au văzut că lipsește aceea dragoste dintre ei. Nu știu dacă eu am avut ocazia să fiu îmbrățișat sau să îmbrățișez, să zic așa, un american adevărat. American jet by jet, cum zicem noi. Dacă ați avut ocazia, cum te strânge în brațe, zici că suntem neamuri, ne cunoaștem de o viață. Dacă el te-a întâlnit prima dată, te strânge în brațe, big hug, cum zic americanii. În biserici a dispărut și această dragoste. Și noi am împrumutat și am învățat de la ei un lucru. Știți că ei, când se, la sfârșitul programelor, când se termina o slujbă după ce se despărțeau și trebuiau să meargă acasă, nu mai stăteau așa de vorbă, să se îmbrățiseze. Pace, frate Dani, mă bucur să te întâlnesc, nu te-am văzut toată săptămâna, frate Ovi, să stea, să povestească ce har, ce rugăciuni au fost, cum a lucrat Dumnezeu. Au apărut între ei invidia, știți cum, privind spre lucrurile acestei lumi, fiecare a început să-și achiziționeze una sau alta, au atras invidie, oamenii s-au depărtat așa după ei, până când fratele care au condus slujba s-au văzut pus în situația să zică: fraților, la sfârșit, întorceți-vă în stânga, în dreapta, binecuvântați-vă unii pe alții. Că ei nu mai practicau lucrurile astea. De ce credeți că o trebuie să spună? Pentru un om plin de Duhul Sfânt, eu m-am gândit de multe ori la lucrul ăsta stând pe bancă, pentru un om care are dragostea lui Dumnezeu în el, dar nu trebuie să-i spună fratele de la amvon, să-i spună de la microfon: frate, la sfârșit, întoarce-te în stânga, dă pace cu fratele, întreabă-i cum îi merge, dacă vezi că e amărât, spune o vorbă bună, apropie-te de el, poate săptămâna care vine la jur să-și ducă lemnele alea, eu știu ce, de la Neustadt la Graz, la jur să rezolve o problemă, trece printr-o situație, poate te rogi pentru el, faci ceva,
Vezi că joi sunt în post și rugăciune cu familia, o să ne rugăm și pentru tine. Ei, frații, când au văzut lucrul ăsta, vorbesc de americani, când au văzut lucrul ăsta, au zis, măi, trebuie noi să-i stimulăm pe oameni. Fraților, dați mâna unul cu celălalt. Și multe alte lucruri. Biserica a intrat într-o așa de mare criză din pricina faptului că s-a depărtat Duhul Sfânt de la ei, încât o trebuie să împrumute tot felul de instrumente ca să întrețină. Gândiți-vă că odată intrate lucrurile acestei lumi în biserică, în popor, odată intrate lucrurile acestea, au intrat diavolul și știți ce face diavolul acolo unde intră? Că e vorba de un om la nivel individual, că e vorba de o familie sau că e vorba de biserică, s-au trezit frații slujitori, mă reîntorc la frații acolo din America de care am zis, bisericile acestea care au început să guste din lucrurile acestei lumi și totodată au vrut să spună că sunt și al lui Dumnezeu, s-au trezit la un moment dat cu crize în familie, divorțuri peste divorțuri, ei care erau așa familii armonioase, care erau mereu împreună, s-au trezit că ba din stânga, ba din dreapta auzeau că divorțează, crize. Și pentru că le lipsea lucrul acesta pe care ei trebuia să-l sesizeze în mod urgent, să zică, fraților, dacă se întâmplă lucrurile acestea între noi, este din cauza că lipsește Duhul Sfânt din adunări. Uitați-vă, când ne rugăm, ceea ce făceam mai demult. Când ne rugăm, ceea ce făceam mai demult și când se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, cum făceam mai demult, lipsește puterea lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem acolo. Dar ei, pentru că iubeau prea mult lucrurile lumii, iubeau prea mult lumea, au început să le placă. Și lucrul acesta s-a văzut între frați și surori în comunități, dar implicit și între slujitori, că ei nu au mai avut să facă. Slujitorii nu sunt niște oameni special veniți de pe altă planetă. Ei și ei niște oameni din bancă, da? Să zicem așa, pe care Dumnezeu poate îl cheamă într-un fel, pe tine te pune să lucri într-un fel, pe ăla te cheamă să lucri într-un fel, dar oamenii au fost la fel de vulnerabili în fața păcatului. Au fost la fel de deschiși spre lucrurile acestei lumi. Și atunci, implicit și de aici, de la altar, despre care s-au spus în această dimineață, avea anumite rânduieli și trebuia respectate anumite lucruri după cuvântul lui Dumnezeu, căci tot ce este scris în Scriptură trebuie să împlinim. Odată intrate lucrurile acestea în adunări, au început să împrumute niște instrumente, să salveze cumva sau să întrețină mai departe comunitatea. Și de la ei am împrumutat și noi și știm foarte multe lucruri. Le-au avut nevoie de tot felul de ședințe extra pentru familii, să le consilieze. Au avut nevoie de conferințe. Au zis, măi, sunt atâtea probleme în familie, trebuie să organizăm separat conferințe pentru familii, că uite, nu mai știm cum ce trebuie, nu mai știe bărbatul ce trebuie să facă acasă, nu mai știe femeia cum să se comporte în familie, hai că facem o conferință numai pentru familii, îi învățăm noi. Le-au trebuit tot felul birouri înșirate, unul după altul, de consiliere pentru ăla drogat, pentru ăla bețiv, pentru ăla care e divorțat, pentru ăla care vrea să pună mâna pe armă, tot felul de specializări în consiliere și multe alte lucruri care au trebuit să le împrumute de la un lucru atât de simplu de care aveau nevoie, prezența lui Dumnezeu în adunări. N-aveau nevoie de altceva. Aveau nevoie fiecare să se întoarcă, spunea cuvântul lui Dumnezeu, că noi avem și această vorbă, frate, ce mai faci? Mergem înainte. Păi mergem înainte dacă mergem bine, nu? Zic pentru mine și pentru noi toți în dimineața asta. Dacă merg bine, atunci da, mergem înainte cu Domnul. Dar în Maleahii spunea cuvântul Domnului, întoarceți-vă! Și ei foarte, într-un mod foarte așa ironic, au zis către Domnul, în ce trebuie să ne întoarcem? Și lucrul acesta i-a costat pe ei atunci și cuvântul lui Dumnezeu este același până în vremurile noastre, va costa pe orice om, orice familie și orice biserică care nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi așa de simplu, ne întoarcem înapoi, ne rugăm, nu trebuie să facem alte activități, atâtea activități, departamente, fiecare în stânga, în dreapta, la toți ne trebuie câte ceva, că altfel nu-L simțim pe Domnul. În schimb, lucrurile sunt așa de simple, ca pentru primii ucenici. Cântau, se rugau, spuneau cuvântul lui Dumnezeu și în acestea se manifesta puterea lui Dumnezeu, Domnul era la lucru, mântuia, salva, și împărăția lui Dumnezeu creștea și veneau suflete la mântuire. Lucru care și noi ni-l dorim în ziua de astăzi, ca Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să-i libereze, să aducă înapoi toată generația care are acum 30-40 de ani,
care nu mai sunt băieți, care au fost odată băieți, acum sunt bărbați și nu-i mai vedem în casa lui Dumnezeu. Îi vrem să se întoarcă și ei, să fim aici împreună o familie. Dar, așa cum cântam împreună cu tinerii în această dimineață, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, ne îndeamnă Domnul. Amin. Mii de ani ce-au trecut, spun că ceasul care vine nu va zăbovi. Universul-și grăbește acum pasul, pentru-o zi ce-n curând va veni. Va veni, va veni cel ce vine, în curând trâmbița va suna. Poate e mâine și spre cer cu Iisus vom pleca. Va veni, va veni cel ce vine, în curând trâmbița va suna. Ziua aceea se poate e mâine și spre cer Iisus vom pleca. Ne-ai pierdut multe lucruri ciodată, prețuite și sfinte ți-au fost. Nu uita, vrei să-ți pierzi veșnicia, pe argint să nu-L vinzi pe Hristos. Va veni, ce vine, în curând trâmbița va suna. Ziua aceea se poate e mâine și spre cer cu Iisus vom pleca. Va veni, va veni cel ce vine, se poate e mâine și spre cer cu Iisus vom pleca. Patru îngeri din țări depărtate, secerișul curând va porni. De vei fi greu ferice, o frate, va veni.
se poate e mâine și spre cer cu Iisus vom pleca. Știi tu ce port în pieptul meu, pace, fericire, mieștesc păcatul cel mai greu, pace, fericire, izvor de pace e Domnul, pace, pace, fericire, tot mai sus îmi iau zbor. Eu te voi lăuda cu toate.
toată ființa mea. Vrednic ești, Iisus, să fii înălțat. Mi-ai arătat ce e iertarea încercarea, să știu că Tu m-ai mântuit, să crede plin în orice clipă, că e iar soare după nori. Tu ești Domnul meu, e Salvatorul meu. Ființa mea, vrednic ești, Iisus, să fii înălțat. Tu ești Domnul meu, e Salvatorul meu. Nimeni și nimic nu e ca Dumnezeu. Eu te voi lăuda cu toată ființa mea. Iisus, să fii înălțat. Amin. Nu-i loc de scăpare, nu-i stâncă sub soare, ca Domnul cel Sfânt și viteaz. Pe brațul său tare găsim alinare și pace în zi de necaz. Nu-i nimeni aproape ca Domnul Iisus, de tine când treci prin cuptor. Îndreaptă-ți privirea și glasul în sus, El vine să-ți dea ajutor. Adu-ți dar aminte, când focul fierbinte, trei tineri au fost încercați. Credința lor vie ne stă mărturie, la fel noi putem fi salvați. Nu-i nimeni aproape ca Domnul Iisus, de tine când treci prin cuptor. Îndreaptă-ți privirea și glasul în sus, să-ți dea ajutor. Stă scris în Scriptură că Domnul se îndură de omul ce-l cheamă nascuns. Acel ce veghează, el nu dormitează, nu-i prieten la fel ca dea ajutor. Nu-i nimeni aproape ca Domnul Iisus,
cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci și atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Amin. Binecuvântăm pe Domnul și în această dimineață și mulțumim pentru harul său să fim din nou la închinare. Amin. Avem harul să fim la închinare și realizez că în această dimineață, pentru cei care predică cuvântul Domnului, există și har, pentru că există timp de predică, ceea ce nu este normal. Însă, dați-mi voie să vă spun în această dimineață că nu am uitat că pentru cei care predică cuvântul Domnului, pe lângă toate fericirile care sunt pe pagini Sfintei Scripturi, spune că pentru cei care predică mai există o fericire. Și aceea spune, ferice de cei care predică puțin, că vom mai predica și altă dată. Aceasta puțin ca să vă descrețiți frunțile. Dragii mei, tema care o avem în această lună, programată în bisericile Domnului din Austria, este vorba de disciplinele spirituale. Și în mod special în această dimineață este vorba de disciplina cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să mă opresc în direcția aceasta în această dimineață și dacă aș avea o dorință, este ca să înțelegem cu toți cât de importante sunt disciplinele spirituale, însă mai mult decât atât să înțelegem importanța citirii cuvântului Dumnezeu. Este nevoie ca creștini să avem o anumită disciplină în viața noastră, în trăirile noastre. Noi știm că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Noi știm că oamenii au păcătuit înaintea lui Dumnezeu și cunoaștem faptul că păcatul este acela care ne desparte de Dumnezeu. Însă Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să moară și să învieze pentru noi. Și datorită faptului lucrului acesta, noi în această zi putem să stăm și să spunem că suntem iertați, că avem un viitor și o nădejde, lăudat să fie Domnul pentru aceasta. Însă orice persoană care se pocăiește, care crede în Domnul Iisus Hristos, poate să aibă viață veșnică datorită iertării lui Hristos. Noi nu suntem aceia care trebuie să ne justificăm prin fapte, ci doar prin credință. Însă credința aceasta mântuitoare nu este o credință statică, nu este o credință izolată, ci Evanghelia este aceea care cheamă pe oricare, pe orice om să vină să se pocăiască și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Însă sunt oameni care se opresc doar la atât. Sunt oameni care spun Dumnezeu este dragoste, ajunge să crezi și mai mult nu trebuie să faci nimic. Adevărul este că Dumnezeu ne primește pe noi, pe fiecare în parte, așa cum suntem. Însă adevărul mai departe este că Dumnezeu este acela care ne vrea să ajungem la înălțime. Dacă ne primește așa cum suntem, Dumnezeu vrea să ajungem la un moment dat la o maturitate spirituală și să fim mai aproape de El, să semănăm cu caracterul lui Dumnezeu, așa cum vorbea și fratele Silviu în această zi. Poate câteodată este foarte ușor să vorbești despre harul lui Dumnezeu, despre dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, să vorbești poate de credință, însă câteodată este atât de greu să vorbești de sfințenie, să vorbești poate de o viață care trebuie să fie trăită într-o copocăință autentică, despre realitățile și confruntările bisericii. Însă atunci când ceri doar anumite lucruri să se întâmple, să se facă și zidești o biserică doar pe o temelie foarte slabă sau foarte, să zic așa, pe o temelie mai mică, disciplina spirituală nu are nicio logică. O biserică care este rănită doar cu laptele duhovnicesc, care zice ajunge să crezi, Dumnezeu este dragoste, în momentele dificile ajunge la un moment dat să creeze confuzie. Și putem să spunem că este poate ca o mașină care încercăm să o ambalăm atunci când se află într-o zonă aglomerată. O biserică
trebuie să cunoască întreaga Evanghelie a Domnului Iisus Hristos. Trebuie să cunoască costul uciniciei înainte de a intra în apa botezului. O biserică trebuie să cunoască că împărăția cerurilor aparține celor săraci în duh, că împărăția cerurilor aparține celor care au inima curată, care caută pacea. O biserică, dragii mei, trebuie să știe că Tatăl Ceresc este acela care taie orice mlădiță neroditoare. O biserică trebuie să înțeleagă că Duhul Sfânt este acela care lucrează în viața omului și aduce o schimbare interioară. Și oamenii sunt aceia care trebuie, și adevărații creștini sunt aceia care trebuie să schimbe viața și să ajungă la o maturitate spirituală așa cum cere Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Însă, pentru ca să putem să avem această maturitate spirituală, pentru a putea să fim cu adevărat schimbați, avem nevoie de această disciplină spirituală a fiecăruia în parte. Și scopul disciplinei spirituale nu este mântuirea sufletului. Și scopul disciplinei spirituale este creșterea noastră spirituală a fiecăruia în parte. Dacă un sportiv se pregătește și are nevoie de disciplină pentru ca să ajungă acolo unde vrea să ajungă, dați-mi voie să vă spun în această dimineață că un creștin are nevoie de disciplină spirituală dacă vrea să ajungă la maturitatea care Dumnezeu o cere. Dacă un sportiv renunță la anumite lucruri, se înfrânează de la anumite lucruri, dați-mi voie să vă spun că un creștin trebuie să fie acela care să se înfrâneze și el, să treacă peste anumite obstacole. Dacă un sportiv la un moment dat practică anumite exerciții ca să rămână poate activ și să-și atingă țelul, ceea ce vrea să ajungă, unde vrea să ajungă, dați-mi voie să vă spun că un creștin, un copil al lui Dumnezeu care este născut din nou, trebuie să practice disciplinele spirituale și să rămână, spun sub ghilimele, în formă din punct de vedere spiritual. Ca să ajungem acolo unde vrem să ajungem, trebuie să fim disciplinați. Și am constatat că nu există niciun domeniu în care să ajungem experți dacă nu vom ajunge să fim niște oameni disciplinați. Și cred că confirmați și dumneavoastră lucrul acesta. Studiile spun la un moment dat că pentru a ajunge expert într-un anumit domeniu sau pentru ca, cu alte cuvinte, cum spunem noi, să fie a doua natură a omului și să învățăm un anumit domeniu al vieții, este nevoie de cel puțin 10.000 de ore de practică. Disciplinile spirituale, dragii mei, nu sunt la dispoziția noastră doar pentru a obține anumite favoruri din partea lui Dumnezeu. Și aceste discipline n-au voie să fie o povară în mod special pentru viața noastră de credință. Însă aceste discipline spirituale trebuie să aibă anumite deprinderi, anumite obiceiuri care ne formează și scopul nu este altceva decât dezvoltarea omului lăuntric. Pavel la un moment dat vorbea și spunea că trebuie să dăm la afară omul cel vechi, să aruncăm, să dezbrăcăm și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Însă, dacă ne uităm în jurul nostru, observăm că există o deficiență mare sau o criză mare, mai bine spus, a indisciplinei. Cea mai necesară și totuși câteodată neglijată cerință a omului modern nu este altceva decât disciplina. Dacă ne uităm în istorie, observăm că mari oameni care au ajuns să ajungă pe o poziție sau în anumite direcții au ajuns datorită disciplinei. Dacă ne uităm pe pagine Sfintei Scripturi și ne uităm la eroii credinței, la oamenii lui Dumnezeu, observăm că ei au fost așa și au ajuns așa datorită faptului că au știut să aibă o viață spirituală disciplinată. Lev Tolstoi spune la un moment dat, toți se gândesc să schimbe lumea, dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe sine. Lumea, dragii mei, nu are nevoie de o umbră a ei.
ci are nevoie de adevărata lumină care este Hristos Domnul, lăudat să fie numele Lui. Are nevoie de acea lumină care să lumineze viețile noastre și mai mult decât atât să lumineze viețile celor din jurul nostru. De aceea în această dimineață, în mod foarte, foarte simplu, un mesaj foarte simplu care vine înaintea dumneavoastră, vreau să ne oprim și să vedem la disciplina cuvântului lui Dumnezeu. Și în primul rând, și primul lucru care aș vrea să-l punctez, să-l aduc în atenția noastră, simplu spun eu, este acela că cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit. Ceea ce aduce viață celor morți spiritual este cuvântul lui Dumnezeu. Și el vrea ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie întruchipat în vieți transformate. De aceea este nevoie ca să citim cuvântul lui Dumnezeu. Citirea, dragii mei, nu poate să fie un eveniment ocazional, accidental, izolat, doar în anumite situații ale vieții. Cuvântul sau citirea cuvântului Dumnezeu nu poate să fie un medicament care o iau și citesc Biblia doar atunci când am anumite probleme, anumite necazuri, când trec prin anumite boli ale vieții. Biblia, dați-mi voie să vă spun că nu este o prăjitură care să o mănânci ocazional, ci citirea cuvântului lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare, trebuie să fie pâinea cea de toate zilele. Imaginați-vă că aprindeți un menora care are 7 brațe și în momentul când aprindeți un braț, începe să lumineze. Și primul braț care ar trebui, sau prima candelă care ar trebui să o aprindem, este citirea cuvântului lui Dumnezeu. Pavel vine și spunea ucenicului Timotei, în 1 Timotei, capitolul 14, versetul 13, ia seama la ce? La citire. Un creștin nu ți-l poți imagina dacă nu-l vezi că are o Biblie în mână, dacă nu citește cuvântul lui Dumnezeu. Un creștin nu poate să fie creștin dacă nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu înainte de a se boteza. Un creștin care nu citește Scriptura, dragii mei, nu este altceva decât o pradă sigură. Și viața de credință este o luptă care trebuie să o ducem zilnic. Diavolul nu face altceva decât încearcă să ne aducă în anumite situații în care să greșim, în care să nu mai știm cum să acționăm. Și diavolul este acela care ne atacă. Și așa cum a venit la Adam și Eva, nu face altceva decât vine și la noi. Întrebarea este ce răspundem sau ce răspunsuri avem noi în anumite situații dificile ale vieții. Problema cu care poate ne confruntăm în secolul nostru, cred că este provocarea cea mai mare a timpului, lipsa timpului. Avem un stres cotidian atât de mare și lucrurile ni se strică parcă în fiecare zi ne luptăm, când într-o parte, când în alta. Timpul trece atât de repede și realizăm câteodată că se face noapte, se face seară și n-am reușit să facem prea multe. Realizăm la un moment dat că este vară și numai puțin timp poate ne trezim că din nou sărbătorim sărbătorile de iarnă. Problema, pe de altă parte, a generației noastre este superficialitatea. Și această problemă este ca un cancer, dați-mi voie să vă spun. Dorim la un moment dat să avem anumite lucruri instantaneu, pe loc, dacă se poate, imediat. Și lucrurile acestea câteodată influențează și viața noastră spirituală. Vrem peste noapte să devenim niște creștini maturi. Vrem câteodată peste noapte să bate din palme, dacă se poate, și să devenim titani ai credinței. Vrem poate dintr-o dată să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se poate așa, dragii mei. Și pentru a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu este nevoie de o disciplină a citirii cuvântului lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Este nevoie de timp, este nevoie să ne planificăm anumit timp și timpul acesta trebuie să fie bine investit ca să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. E necesar să depășim această dificultate a superficialității pentru a cunoaște adevărata frumusețe a profunzimii vieții spirituale. Apoi, pe de altă parte, sunt oameni care citesc cuvântul lui Dumnezeu doar pentru ca să scoată sau să cunoască anumite greșeli a altora. Scopul principal nu este puritatea doctrinei, ci este schimbarea lăuntrică a fiecăruia care citește cuvântul lui Dumnezeu.
Trebuie să citim Biblia ca să fim transformați, nu doar să acumulăm anumite informații. Apoi, principiile Scripturii, dragii mei, nu sunt altceva decât îndreptarul de care avem nevoie în viața de zi cu zi, în trăirea noastră. Prorocul Ieremia spune la un moment dat, în capitolul 15, versetul 16, când am primit cuvintele tale, ce am făcut? Le-am înghițit, spunea el. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Și dacă ne uităm pe pagini Sfintei Scripturi la Maria din Betania, observăm că a rămas ca un exemplu, în ciuda oricărei circumstanțe, în ciuda că era ocupată, această femeie a știut să-și aseze prioritățile în viață și s-a pus și a stat la picioarele Domnului Iisus Hristos, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, ascultând cuvintele Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să înțelegem că trebuie să ne apropiem să citim cuvântul lui Dumnezeu. Și zic încă o dată, Doamne, ajută-ne să facem. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie citit. Apoi, în al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie iubit. Nu vreau să vă supăr în această dimineață, însă dați-mi voie să vă întreb. Câți dintre dumneavoastră aveți o Biblie? Care aveți o Biblie? Este cineva care n-are o Biblie acasă sau n-are o Biblie personală? Dar mai vă întreb eu în această dimineață, câți dintre dumneavoastră sunteți îndrăgostiți de Biblia care o aveți? Foarte puține mâini se ridică. Psalmul 1 spune, ferice de omul care zgășește ce? Plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Fericirea, atenție mare, nu este a celor care citesc cuvântul Domnului, ci fericirea este a celor care iubesc cuvântul Domnului, a cei care își găsesc plăcerea în cuvântul Domnului. Amin? Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Viața se desfășoară în jurul lucrurilor pe care noi le iubim, de care suntem îndrăgostiți. Și de fiecare dată dați-mi voie să vă spun că lucrurile la care noi ținem foarte mult sunt în centrul vieții noastre. Lucrurile care nu ne interesează le lăsăm undeva deoparte. Și așa sunt. Dacă stăm și ne gândim în interiorul nostru, realizăm lucrul acesta. Noi iubim pe Dumnezeu atât de mult cât iubim Sfânta Scriptură. Omul lui Dumnezeu Ezra spune în cartea sa, capitolul 7, versetul 10, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Cu siguranță omul acesta a folosit mintea, dar mai mult decât atât, spune cuvântul că inima și-a îndreptat-o spre cuvântul lui Dumnezeu, a iubit cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 1, dar cunoștința îngânfă, pe când dragostea este aceea care zidește. Un creștin adevărat nu trebuie să fie împins de la spate ca să meargă să citească cuvântul lui Dumnezeu, ci un creștin adevărat are această dragoste să ia în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu și să citească. Cineva, sau citirea mai bine spus, ne ajută să cunoaștem gândurile lui Dumnezeu, dar nu este de ajuns. Nu e de ajuns doar să cunoaștem. Dacă doar cunoaștem, nu este decât o lumină rece. Este nevoie să avem dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel spunea la un moment dat, chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința și n-aș avea dragoste, nu m-ar ajuta la nimic. Citirea, dragii mei, trebuie să aibă scopul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Trebuie să aibă scopul de a iubi cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate să spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu citești Sfânta Scriptură. Nu se poate să spui că îl iubești pe Domnul și tu de zile întregi, de săptămâni sau poate mai jalnic, de ani de zile, nu ți-ai luat timp acasă să deschizi Sfânta Scriptură. Nu se poate să spui că îl iubești pe Dumnezeu și ai dragoste de Dumnezeu și nu iubești cu adevărat Sfânta Scriptură. Nu se poate să te întorci
la Dumnezeu, poate de ani de zile sau de zeci de ani de zile, și să nu fi ajuns la un moment dat să citești această carte de la început și până la sfârșit. Uitându-mă la subiectul acesta, am găsit o statistică în care spune că 80% dintre creștini n-au citit Biblia de la un capăt la celălalt. Nu știu cât este de adevărat lucrul acesta. Și nu vreau să vă pun să ridicați mâna în această zi, însă aș dori să privim în interiorul vieții noastre. Dacă 15 minute am citit în fiecare zi, vom ajunge să citim Biblia într-un an de zile. Dacă 4 capitole am citit pe zi, am putea să citim Biblia într-un an de zile. Dragostea aceasta de Dumnezeu, dragii mei, trebuie să ne conducă la Scriptură. Dacă vreți să aflați care e valoare a omului sau care este valoarea omului, întrebați-l ce cărți citește. Sunt oameni care citesc foarte multe cărți și dacă vreți să vedeți unde au ei adevărata valoare, întrebați-l ceea ce citește. Faptul că în această zi poate suntem aici în casa lui Dumnezeu, poate să fie pentru noi o zi a cercetării, o zi în care Dumnezeu să ne dea șansa să ne pocăim și să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit, însă mai mult decât atât să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu trebuie iubit. Viața de credință, dragii mei, este o luptă zilnică și diavolul vine și ne atacă. Și cuvântul Domnului spune că este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Cuvântul este acela care ne dă autoritate. Cuvântul este acela care ne ajută să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Dușmanul vine și încearcă și ne atacă și ne atacă și ne atacă în fiecare zi. Samson a crezut la un moment dat că istoria se va repeta. S-a trezit și din nou a crezut că poate îi va nimici din nou pe filisteni. Însă istoria nu s-a mai repetat. Filistenii i-au scos ochii și cunoaștem istoria acestui om. Mă tem că diavolul nu face altceva decât ne atacă și pe noi, așa cum altădată l-a atacat pe Samson. Și dacă nu veghem în jurul cuvântului lui Dumnezeu, ajungem să credem poate și lucrurile care nu sunt adevărate. Ce vom răspunde la un moment dat? Este scris undeva pe o carte care este plină de praf? Este scris undeva pe o carte care o ținem în bibliotecă sau o scoatem pe masă atunci când vin musafirii la noi? Dragii mei, facă Domnul ca Dumnezeu să ne cerceteze în această dimineață. Mi-aduc aminte, sunt aproape peste 20 de ani și am mai spus lucrul acesta în Biserica Maranata. Eram în perioada aceea la ITP, la școală și într-o bună duminică, fratele Emil Meștereagă a venit la noi la biserică. Eram în localul vechi, mulți ani de atunci, nu eram căsătorit. Și după ce s-a terminat slujba, părinții mei, așa cum a fost poate frumos, fiind musafir, l-a chemat să vină acasă să servească cu noi masa. Când am ajuns acasă, primul lucru care l-am făcut, am fugit repede în camera mea și am zis, dacă cumva vine fratele Emil la mine în cameră, ce să vadă, că Beni, ce face? Studiază. Și m-am dus, am scos toate cărțile, dicționare, ce am avut, așa o masă în el mare, nu știu dacă vă puteți imagina, și am pus toate felul de cărți deschise pe acolo, peste tot, ca fratele profesor să vadă că Beni studiază. Întâmplarea a fost să fie că fratele Emil n-a venit sus la mine în cameră, am plecat cu el la Viena, însă seara m-am întors acasă și în momentul când am deschis camera, dați-mi voie să vă spun în modul cel mai sincer, pentru mine a fost o zi a cercetării. O zi când Dumnezeu mi-a vorbit că cuvântul lui Dumnezeu are importanță enorm de mare. Oricât de ocupați am fi, dragii mei, oricât de lucruri am avea de făcut, cred că dacă vom pierde timp studiind cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu va ști să răspătească toate lucrurile. Problema este că dacă nu vom descoperi cuvântul și puterea cuvântului, ajungem la un moment dat să pierdem bătălia cu diavolul. Ucenicii mergeau pe drumul Emausului la un moment dat și Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de ei și le povestea din Scripturi, însă ochii erau închiși să vadă, să-L cunoască. Însă după ce a plecat, au zis ei, nu ne ardea inima noi când ne vorbea din Scripturi? Dăm voie în această dimineață, în modul cel mai sincer, să te întreb, când ți-a ars ultima dată
inima după cuvântul lui Dumnezeu. Avem noi această dragoste de cuvântul lui Dumnezeu? Facă ca Dumnezeu să ne cerceteze în această dimineață și Dumnezeu să ne facă să ne schimbăm viața și să ne punem, să stăm aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. În ultimul rând, care vreau să-l aduc în atenția noastră, este că dacă cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit, dacă cuvântul lui Dumnezeu trebuie iubit, în al treilea și în ultimul rând, este faptul că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie împlinit. Și zic din nou, Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Iacov, capitolul 1, versetul 22, spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care, când își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va îndânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea sa. Adevărata creștere spirituală va fi atunci când suntem gata să împlinim în totalitate cuvântul lui Dumnezeu. Ezra, revenim la el, a fost acel om care și-a pus inima să se adâncească în cuvântul lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu. După ce a făcut lucrul acesta, spune Scriptura că a făcut și scopul lui a fost ca să ducă și să învețe pe cei din jur, pe cei din Israel, legea lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu. Și aceasta este ordinea dumnezeiască. În primul rând, este nevoie să citim cuvântul lui Dumnezeu, care să cerceteze inimile noastre, apoi să iubim cuvântul lui Dumnezeu și, în al treilea rând, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să-l răspândim mai departe celor din jurul nostru. Dumnezeu a vorbit și vorbește poporului Dumnezeu și la un moment dat vorbea prin prorocul Ezechiel, însă interesant este că oamenii în vremea de atunci au fost gata să asculte cuvântul lui Dumnezeu, însă n-au fost gata să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că și în ziua de astăzi sunt oameni care vin la biserică să asculte cuvântul lui Dumnezeu, dar nu sunt așa de mulți care sunt gata să îl împlinească în totalitate cuvântul lui Dumnezeu. Și în Ezechiel, capitolul 33, începând cu versetul 30, spune în felul următor: copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său: veniți deci și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după toate poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, cu un glas frumos și scusit la cântarea pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Aceasta făceau oamenii din vremea lui Ezechiel. Dragii mei, Biblia este o carte pentru oameni reali, cu probleme reale, cu adevăruri reale și cu răspunsuri reale. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și este singura carte care putem să spunem că este cuvântul lui Dumnezeu. O carte care are o colecție de 66 de cărți, prin care Dumnezeu a venit și se revelează nouă, fiecăruia în parte. Aceste cărți, dragii mei, au fost scrise pe o perioadă de 1500 de ani. A fost scrisă în trei limbi, în greacă, aramaică și ebraică. A fost scrisă pe trei continente, în Africa, Asia și Europa. Cei 40 de autori acestei cărți, dragii mei, au trăit în perioade diferite. Au trăit și au fost în contexte sociale, economice, politice și geografice distincte. Acești 40 de oameni au avut ocupații diferite. Alții au fost împărați, medici, teologi, muncitori, poate putem să spunem meseriași, muzicieni, proroci, însă totuși toți acești 40 au avut o temă majoră și aceasta a fost Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Unitatea Bibliei este determinată prin faptul că în spatele acestor 40 de autori au fost autorul de vază, Dumnezeu, glorie Lui pentru ceea ce a făcut și a lăsat pentru noi. Dragii mei, cred că în această zi cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne cheamă ca să
ne apropiem mai mult de El. Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat, vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, care aude cuvintele mele, spunea Domnul Iisus Hristos, și le face. Se aseamănă cu un om care când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpăstuit și voiul peste casa aceasta, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Oamenii care stau aproape de cuvântul lui Dumnezeu, care citesc cuvântul lui Dumnezeu, care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, sunt acei oameni care rămân în picioare. Disciplinele spirituale, dragii mei, sunt foarte importante pentru noi, pentru viața fiecăruia în parte. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze în această lună, să înțelegem importanța citirii cuvântului Dumnezeu, însă să înțelegem și celelalte discipline spirituale care trebuie să aibă și să fie valabile în viețile noastre și în trăirea de fiecare zi cu zi. Cineva la un moment dat spunea foarte dur, atenție mare, ca praful care este pe Biblia ta să n-ajungă la un moment dat să te facă praf pe tine. Poate sună foarte dur, însă poate pentru alții este valabil, însă mă rog ca pentru nimeni din locul acesta să fie valabil locul acesta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim niște oameni care stăm aproape de cuvântul lui Dumnezeu, care împlinim în totalitate cuvântul lui Dumnezeu și pentru toate și ce facem, Dumnezeu să fie proslăvit în viețile noastre. Amin.
Mulțumim Domnului care ne-a dat și în această dimineață harul acesta să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în pace și liniște. Cred că toți am putut lua aminte la ceea ce Domnul a vrut să ne spună astăzi. Lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, lucruri trebuincioase pentru familie. Așa cum se spunea, cântarea, rugăciunea și cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu lipsesc în familie, aceea familie va rămâne pe stâncă. Dacă rugăciunea, cântarea și cuvântul lui Dumnezeu sunt neglijate într-o familie, familia se poate dărâma. Și Dumnezeu ne-a vorbit de lucrurile acestea, trebuie să luăm aminte. Înseamnă că e nevoie de ele în familie. Înseamnă că pe undeva le-am uitat. S-a vorbit de cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie citit, care trebuie iubit, care trebuie împlinit. Eu aș fi pus, după citire, aș mai fi pus un punct. Ioan 5:39. Cercetați scripturile, socotind că ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spunea Iisus. Nu numai să le citim, să le aprofundăm, să le cunoaștem în viețile noastre și să le putem transmite și celor din jur. În jurul nostru sunt oameni care mor, care în anumite situații ne pun întrebări. Și dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu le putem da răspunsul. De la noi, ce le putem da? Nu suntem poate nici în domeniul în care ei suferă, poate n-am trecut printr-o asemenea situație, dar cuvântul lui Dumnezeu are ceva de spus în fiecare domeniu a vieții omului. Dumnezeu să ne dea putere să împlinim cuvântul lui. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, din toată inima să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, iar la urmă cu voce tare prin fratele Crijan Petre, continuăm să mulțumim Domnului și ne va încredința în brațele Domnului la plecare din locul acesta. Amin.